Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi îl avem alături de noi ca invitat pe Marius Luca, facilitator C-Learning și vom povesti despre compasiune. Pornind discuția noastră pe marginea cărții Compasiunea necondiționată, descoperă iubirea și iertarea, eliberând fricile prin cele patru tehnici ale practicii RAIN, o carte de Tara Brach, o carte foarte importantă și despre care am vorbit în ultimul timp, pentru că, iată, vorbim despre această virtute importantă, pe lângă iubire, pe lângă iertare, pe lângă empatie, iată, vorbim și despre compasiune. Și aș începe discuția întrebându-l pe Marius, ca facilitator C-Learning, ce înseamnă de fapt C-Learning și ce legătură ar avea cu compasiune? Bun găsit celor care ne ascultă sau ne privesc. C-Learning este un program de educație socială, emoțională și etică lansat acum 2 ani, la care au lucrat foarte mulți cercetători în neuroștiințe, în științele dezvoltării umane și au reușit, mai ales printr-o conlucrare cu Fundația Dalai Lama, impulsionat cumva de dorința lui Dalai Lama de a aduce o educație a inimii și a minții la cât mai mulți oameni. Și ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani a fost că acest program, acest curriculum a fost pus de către Universitatea Emory la liber către toți cei interesați de acest program pentru educație. A fost preluat de către noi la Fundația Verita și introdus la Școala Verita, care alocă o parte importantă a programului educațional, acestei educații sociale, emoționale și etice. Și gradual a fost tradus în limba română și căutăm prin activitatea Fundației Verita să punem la dispoziția cât mai multor pedagogi, atât ca metodă de lucru cu sine, cu propriile emoții, gânduri, stări, experiențe, cât și ca metodă de educare a copiilor, a elevilor, într-un fel mai complet. Deci nu educăm nu doar mintea prin aritmetică, prin matematică, prin biologie, geografie, ci încercăm să aducem și noțiuni precum, așa cum ai spus și tu, compasiunea în educație. Și se întâmplă că compasiunea are un rol important în acest program de educație socială, emoțională și etică dezvoltat de Universitatea Emory, pentru că este, ca să spunem așa, lubrifiantul, liantul dintre noi și ceilalți, este liantul dintre noi și o relație mai bună cu noi înșine și chiar este, ne dă voie această compasiune de a relaționa mai sănătos cu lumea întreagă. Practica RAIN este descrisă de Tara Brach în termeni cuprinzători și, aș spune, ușor, facil de înțeles și de pus în practică, de pus în aplicare. În RAIN învățăm cei patru pași esențiali ce conduc la compasiune. Și anume, recunoaște, acceptă viața așa cum este, investighează cu blândețe de unde vin și care este rădăcina lor și hrănește. Ai grijă de tine însuți și dă-ți voie să te simți iubit. Noi am avut o mică discuție înainte de a începe materialul nostru video, ne-am încins așa un pic. Și aș vrea să discutăm despre ceea ce înseamnă recunoștința a ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Faptul că de cele mai multe ori uităm atunci când ne trezim să mulțumim pentru că, iată, mai avem încă o zi de trăit, vedem, nu știu, lumina soarelui, poate vedem un copac, ne bucurăm de o plantă și așa mai departe, care, bineînțeles, sunt lucruri care au legătură cu compasiunea. Cât de importantă este recunoștința? Ca să ajungem la recunoștință, cel mai bine poate fi să începem cu prefața acestei cărți scrisă de Tara Brach despre această practică RAIN pe care, deși nu dumneai a descoperit-o, a dus-o prin
popularizare către cât mai mulți oameni cu rezultate notabile. În traducerea lui Walter Fotescu, un foarte experimentat traducător român, mai ales când vine vorba de înțelepciune orientală, dar și din această întâlnire a Estului cu Vestul, cum este ceea ce face Tara Brach, pentru că aduce Tara Brach este o învățătoare budistă, dar în același timp are și un PhD, da, deci un doctorat în psihologie clinică. Așadar, a căutat să aducă cei mai buni din știința minții din vest, dar și din înțelepciunea științelor contemplative din est. Și poate cel mai bine o spune în prefață, iubindu-ne pe noi înșine pentru a vindeca. Așadar, ca să ajungem la recunoștință, ca să ajungem să apreciem ceea ce avem, este nevoie de o împrietenire cu noi înșine. Este nevoie să ne uităm la noi într-un mod blând, într-un mod în care poate nu am mai făcut-o până acum. Pentru că, așa cum tot ea spune în carte, ne confruntăm cu foarte multe dificultăți la nivel personal. Autoacuzarea, așa cum citez, învinovățirea celorlalți, meschinăria, egoismul, trăirea unei vieți pe pilot automat. Așadar, Tara Brach identifică aceste, hai să le spunem, lipsuri, da? Ca un simptom al unei probleme pe care cei mai mulți dintre noi o avem. Cum ne purtăm cu noi înșine și cu lumea din jurul nostru într-un mod sănătos? Cum depășim aceste lipsuri, aceste dificultăți, ca să vedem ceea ce este frumos în noi, ceea ce este frumos în ceilalți, ceea ce este frumos în jurul nostru. Și compasiunea este vehiculul cumva care Tara Brach vrea să ne facă să ne deschidem către ceea ce este în jurul nostru. Și cum definește ea compasiunea este a avea curajul să ne iubim pe noi înșine, să ne iubim unii pe alții și să iubim lumea în care trăim. Ce este așadar recunoștința? Este cumva începutul acestei compasiuni care lucrează în noi. Atunci când se deșteaptă în noi compasiunea, pe care Tara Brach ne îndeamnă să o cultivăm prin RAIN, și o să vorbim poate despre această practică RAIN și ce înseamnă pas cu pas. Așadar, trezind această compasiune în noi, împrietenindu-ne cu noi înșine, recunoștința vine ca un fel de mulțumire pentru ceea ce descoperim pe drum, pentru ceea ce descoperim și anume mai puțină autoacuzare, mai puțină învinovățire, deci mai puțin conflicte cu ceilalți, mai puțină meschinărie, adică mai multă preocupare pentru o zonă mai largă a existenței, mai puțin egoism. Așadar, mai mult ai lua și pe ceilalți în considerare când vine vorba de interesele personale și trăirea unei vieți pe pilot neautomat, așadar, trăirea unei vieți mai autentice, mai în relație directă cu lucrurile așa cum sunt. Cu Așadar, natura. recunoștința ar putea să fie cumva celebrarea care nu este la final și este pas cu pas, pe măsură ce toate aceste lucruri se produc în noi, lipsurile acestea descresc și parte calității noastre inerente cresc. Ce se poate întâmpla este că începem să fim recunoscători pentru asta. Mai întâi față de, poate față de învățături, față de Tara Brach, dar ușor, ușor și față de ceea ce avem în fața ochilor. Partenerul nostru de viață, sănătatea, părinți, rude, prieteni. Ne putem deschide către orice și recunoștința așadar se poate revărsa către tot ceea ce există. Pentru că pomeneai mai devreme de practica RAIN și să luăm acești patru pași, să-i spunem, unul câte unul, pas cu pas. Ce înseamnă, de fapt, practica RAIN și cum ne ajută să avem o viață mai bună și mai împlinitoare, mai cu sens? Din lungă experiență, Tara Brach a căutat să esențializeze, să aducă la esență ceea ce este cel mai eficient pentru noi ca practicanți. S-au pur și simplu ca ființe umane care dorim să avem o
viață mai bună, să ducem vindecare în noi, să ajungem să ne iubim pe noi înșine, cum spune Tara Brach. Și această practică recunoaște, acceptă, investighează și hrănește. Aici noi am păstrat rein, dar este în română de fapt R-A-I-H, dar o să păstăm rein pentru a fi în ton cu ceea ce și Tara Brach intenționează în această carte, deci recunoaște, acceptă, investighează și rănește. Tara Brach numește această practică practica compasiunii necondiționate. Și acești pași, R, de la recunoaște, acceptă, investighează și hrănește, sunt etape pe care le parcurgem pentru a negocia cu situațiile dificile din viața noastră. Și prin această practică, de-a lungul cărții, această practică Tara Brach o aplică unor multitudini de dificultăți care ar putea să apară, precum abandonarea credințelor negative despre sine, eliberarea de rușine, trezirea din ghearele fricii, sau când vine vorba despre iertare, despre bunătate și bunăvoință, despre compasiune. Așadar, să începem cu începutul. R, recunoaște. Primul pas este să știm cu ce ne confruntăm. Primul pas este să știm că orice început are nevoie de un pic de familiaritate. Avem nevoie să ne familiarizăm un pic cu ceea ce se întâmplă cu noi înșine. Și asta nu înseamnă că căutăm cu lupa la fiecare pas lucrurile dificile. Ele oricum se întâmplă îndeajuns de mult încât ca pasul de recunoaștere, de fapt, este să aducem atenția asupra oricăror gânduri, emoții, sentimente sau senzații din prezent. Atunci când decidem să facem practică, ne luăm un pic de timp deoparte și începem cu o întrebare cheie. Și aici citez din Tara Brach din nou. Ce se petrece în interiorul meu? Da. Ne invit așadar să fim un martor imparțial și curios al propriei experiențe, pentru că spune Tara Brach, în această experiență de moment de moment putem observa sau putem acumula informații care să ne permită apoi să parcurgem și pașii următori, care sunt acceptare. Și ce acceptăm, de fapt? Acceptarea, chiar dacă pare că este un verb activ, că trebuie să facem ceva, Tara Brach ne aduce aminte că este de fapt a lăsa gândurile, emoțiile și alte senzații în pace. A nu ne amesteca, a nu încerca să le schimbăm. Dacă asta este experiența noastră de moment, în acel moment, aia este ceea ce este, ceea ce apare, ceea ce ne suntem invitați să acceptăm. Și cum facem asta? Întrebările cheie în acest pas sunt: pot să coexist cu asta? Pot să accept asta? Așadar, suntem invitați nu doar să acceptăm cu forța că trebuie să acceptăm, ci după investigarea blândă, după recunoașterea blândă a ceea ce se întâmplă la primul pas, ne îndemnăm cumva să vedem ce aduce acceptarea. Dacă pot să coexist cu stările, gândurile, emoțiile din moment, dacă pot să le accept, se poate să da, se poate să nu. Investighează pasul următor cu atenție blândă și curioasă, cum spune Tara Brach. Ne invită către deschiderea către această experiență, către experiența corporală, cum se simte ceea ce apare. Deoarece tot Tara Brach spune că această experiență corporală este calea către vindecare și libertate. Cumva corpul nu minte, cred că la asta se referă, corpul nu minte, ne dă semnale care nu pot fi ignorate. Sau, dacă sunt ignorate, costurile se adună și mai târziu. Așadar, după ce suntem invitați să recunoaștem ceea ce se petrece în momentul prezent, după ce ne deschidem poate către a accepta acel lucru, ne uităm cu un pic mai multă atenție la cum se manifestă în corp, cum se manifestă în realitate ceea ce descoperim. După care hrănim. Ce hrănim? Apelăm la partea cea mai înțeleaptă și plină de compasiune din noi înșine. Căutăm așadar nu în afară undeva resurse de compasiune, ci căutăm chiar în noi înșine. Ne putem oferi poate un mesaj de iubire sau trimitem o afecțiune, o îmbrățișare afectuoasă în interior. Și toate acestea sunt citate din carte și din Tara Brach
Hrănirea, așadar, este a îmbrățișa partea cea mai vulnerabilă din noi, astfel încât să ne simțim poate iubiți, văzuți, în siguranță. Dacă am pornit așadar de la recunoaștere, de la cum se simte experiența, trecând prin acceptare, investigând cu un pic mai multă atenție, la final suntem îndemnați să îmbrățișăm această experiență, ca fiind singura posibilă în acel moment. Și, bineînțeles, este o practică, nu înseamnă că de fiecare dată, parcurgând acești pași, ne vom putea împăca cu emoții dificile sau riscante, dar poate putem începe cu lucruri mai ușoare, lucruri pe care să le parcurgem prin această practică un pic mai ușor. Poate o iritare, poate o frustrare de moment, ceva ce ne sâcâie. Așadar, nu intrăm poate în temele cele mai dificile, ci începem cu începutul. Aceștia ar fi câțiva pași din practica Rain și ceea ce ei ar putea să aducă. Cum spune și Tara Brach, ce facem după ce aplicăm Rain? Trecem de la a face la a fi. Așadar, de la asta și a practica propriu-zis, de a aduce Rain în viața de zi cu zi și o aplica scurt, la îndemână, în situațiile reale de viață, când suntem poate în preajma unei suferințe a noastră sau a altora, atunci când dăm de lucruri și mai dificile, să aducem această practică Rain ca o resursă personală, ca o metodă prin care să ne dăm voie să stăm în preajma acestor emoții dificile și să creăm spațiu pentru ele și chiar să hrănim felul ăsta, partea din noi care este vulnerabilă față de aceste emoții, gânduri, experiențe dificile. De ce ai recomanda această carte? Bună întrebare. Cartea este de fapt o poartă către. Tara Brach nu poate decât să ne dea motive, să ne încurajeze, să ne aducă aminte ceea ce poate știam deja. Dar ne rămâne nouă înșine să trecem, ca să zic așa, la a aplica în viața noastră fiecare pas. Poate dintre motivele de a recomanda această carte ar fi că Tara Brach are o îmbrățișare caldă, blândă, prin tot ceea ce povestește. Îndemnurile ei sunt liniștitoare, ne invită la un spațiu de siguranță. Citind cartea este, de fapt, începutul acestui proces de vindecare, de împrietenire cu noi înșine. Practic, deschizând paginile și citindu-le, ne-am dat deja ocazia de a face primul pas. Da? De a face primul pas către o versiune a noastră un pic mai înțelegătoare, mai răbdătoare, mai iertătoare. Da? Și parcurgând apoi practica și observând poveștile din carte, poveștile în care alții au aplicat Rain, poate căpătăm curaj. Poate căpătăm curaj că nu suntem singuri în suferința noastră. Poate căpătăm curaj de a încerca, de a fi curioși măcar. Poate căpătăm încurajarea blândă de a fi acolo în fiecare zi, de a ne înfățișa așa cum suntem, atât față de noi cât și față de ceilalți, înțelegând că nu devine neapărat mai ușor, dar înțelegând că nu suntem singuri pe acest drum, da? Și că nu este nevoie să-l parcurgem singuri. Și să mai înțelegem un lucru, chiar și când această practică este foarte bine aplicată și de către oameni cu foarte multă experiență, lucrurile dificile din viața noastră nu vor lipsi. Vom întâlni în continuare, cum se spune în înțelepciunea populară, old age, deci înaintarea în vârstă, sickness, boala, atât a noastră cât și a celorlalți, și chiar și moartea. Aceste mari teme de viață ne vom confrunta cu ele mai devreme sau mai târziu. Cum ne înfățișăm în fața acestor teme de viață? Cum răspundem la ele? Cum ne pregătim pe noi pentru a trece prin aceste etape de viață? Toate acestea sunt cuprinse în
atât în pildele oferite de Tara Brach, cât și în invitația blândă la parcurgerea practicii ca o resursă de a ne deschide către tot ceea ce este în jurul nostru, atât frumos cât și dificil, da? Și să înțelegem că la capătul drumului, cum spune și Tara Brach, nu descoperim altceva decât ceea ce este deja în jur, în noi înșine. Cu alte cuvinte, este o călătorie în sine, pentru sine, ca apoi ulterior să ne deschidem și pentru ceilalți, pentru că și în carte, după ce pornim cu noi răini, da, partea a doua e despre abandonarea credințelor negative, despre eliberarea de rușine, trezire din ghiera fricii, iar partea a treia este răini și relațiile cu ceilalți, așadar cum facem trecerea de la noi la ceilalți, cum ne relaționăm cu lumea întreagă, într-o manieră sănătoasă și în care putem să, poate chiar să fim de ajutor pentru ceilalți, pentru că odată ce ne-am prietenit cu noi, putem să extindem această compasiune și către ceilalți și să lăsăm înțelepciunea prezentă în aceste practici și în noi înșine să dea răspunsul adecvat situațiilor pe care le vom parcurge. Iată așadar, Tara Brach, completându-te pe tine, Marius, Tara Brach ne invită la un soi de călătorie interioară, în a ne descoperi și în a ne privi, să spunem, cu blândețe și cu compasiune. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Marius Luca, facilitator C-Learning. Am discutat despre compasiune pe marginea cărții Compasiune necondiționată, descoperă iubirea și iertarea, eliberând fricile prin cele patru tehnici ale practicii REIN de Tara Brach, o carte pe care, iată, vi-o recomandăm cu mare, mare drag. Mulțumim încă o dată, Marius Luca, pentru informațiile extrem de prețioase și, aș spune eu, pentru un soi de confesiune de credință, mărturisire de credință pe care, iată, ne-ai făcut-o prin acest material, pentru că se vede clar din tot ceea ce ne-ai povestit că ai rezonat foarte mult cu autoarea și cu informațiile din această carte. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a Rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată. O zi Mult bine. plină de, exact, o zi plină de recunoștință. Și, bineînțeles, lectură plăcută la această minunată carte, Compasiunea necondiționată a Tarei Brach. Vă mulțumim foarte mult, la revedere!